Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A, ai link în descriere. Salut, băi, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Brawl Stars, un episod în care s-a terminat sezonul și după cum vedeți aici, bine știți din episodul trecut și de pe live că mi-a picat cioara. Pe contul ăsta secundar nu mi-a dat foarte multe star points-uri pentru că nu am jucat extraordinar de mult. Am făcut din nou 14.009 trofei sezonul acesta pe contul secundar, dar n-am jucat mai deloc. O să trebuiască să fac cioara cât mai multe trofei în sus, dar în fine, o să intru pe contul cel mare imediat ca să vedem câte star points-uri am luat acolo, pentru că știți bine că eu sunt aproape de a face 50.000 de star points-uri, dar așteptăm update-ul de Crăciun. Doamne ajută să vină cât mai rapid, pentru că nu mai e ce să mai faci pe jocul ăsta, ați văzut și voi și vedeți și voi că nu prea mai e ce să mai faci. Din ce s-a auzit și din ce se spune, și că va fi băgat undeva pe data de 12 decembrie, pentru că pe 12 decembrie este ziua celor de la Brawl Stars, să și vă arăt, ca să nu ziceți că mint sau ceva de genul. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți, să facem la acest episod peste 5.000 de like-uri, vă dau targetul dacă putem să facem peste 5.000 de like-uri. Vă pe Instagram la madalin.tadean23 și haideți să intrăm pe contul cel mare să vedem cât am luat acolo. Ok, în timp real ne uităm pe contul cel mare să vedem, cred că undeva la 3.000 și ceva o să primesc. Pentru că din nou nici pe ăsta n-am jucat foarte mult. 1900, cred că mai puțin. Da, undeva la 2530 mă așteptam la 3000, dar foarte puține trofee. Adică, după cum vedeți, foarte mulți brawler i-am cu foarte puține trofee. Da, tot sunt scăzut la 550. N-am mai jucat, frate, pentru că știți cum e vorba aia? Dacă nu bagă nimic nou, ce folos dacă nu ai pe ce să te bați sau așa mai departe. Bă, că sunt și etichete aici. 50, 80 de etichete pe 59 de gemuri. Ar fi bună ofertă. Băi, bună ofertă, ești nebun, o să o iau. O să iau că e bună oferta pe viitor să am acolo etichete. B-box-ul și megabox-ul nu am nevoie. 45.000 de star points-ul la momentul de față. Trebuie să mă joc la star play, gen la power play, ca să... Bă, că este shutdown? Cred că solo, nu duo. Da, shutdown. Ca să mai, pot lua multicele star points-uri, ca să zic așa. După cum am zis, băieți, am căutat pe Wikipedia ca să vă arăt dovada. Uitați-vă acolo în dreapta, descrie data de lansare, format video game release 12 decembrie 2018. Deci pe 12 decembrie acum 2019, nu 2018, vor împlini un an. A, uite că scrie și aici 12 decembrie 2018, lansat la nivel global, pentru că global a fost lansat. Va fi ziua celor de la Brawl Stars. Probabil să face și update, Doamne ajută, de ce nu. Cam asta a fost și toate star points-urile. Vreau să joc la fiecare game mode aici, să iau câte un, star player, un star, da, star token din acela, nu star player, star token. Mare parte vreau să joc cu cioara pe majoritatea episoadelor. Bine, majoritatea episoadelor. Să fie măcar pentru început cu cioara, pentru că vreau să o pușez. Mamă, Piper-ul aia e genial. Este și Burley aici. I-am dat un hit. N-am mai apucat să mai dau un hit, trebuie să mă oferez de hiturile de la Burley. Nita a reușit să ia gemule, dar trebuie să avem foarte mare grijă. Nu cred că Nita se va mai descurca acolo pentru mult timp. Uleu, 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 uleu. Vorbesc serios, cât era boschetele de mare, m-a nimerit stând într-un colț. Salut, Burley. Ok, hai că se descurcă Nita ca să adune gemurile. Mamă, dar se descurcă bine rău Nita aici, nebun. Am furat și eu gemurile astea. No way, man. Băi, ești nebun, la cap s-au spawnat instant. Scuze, băieți, nu prea am făcut cine știe ce. Bine, e și primul match. E mor, mă, dă-te încolo. Ok, eram sigur că e Burley acolo. Băi, e criminală Piper. Și Piper e criminală, dacă l-am bătat aici, băieți. Deci criminală Piper. Hai mă, s-o dăm. Aolo, i-a picat gemule. Dar știi ce? Eu să stau aici. Nu cred că e vreo șansă ca Piper să... Na, no, e GG, ok. M-am dus și am ținut pe ăștia ocupați. În timp ce Nita a avut toate gemurile acolo. Mă, trofee mici, trofee mici, dar au început să joace oamenii, ferească-mă Dumnezeu. Pe viață și pe moarte au început să joace.
Ok, am luat și token. Cred că da, din păcate s-a dus eventul acela de token doubler. Da, s-a dus din păcate. Hai să jucăm și la Brawl Ball. Dar ce echipă adversă mi-a dat, frate. Mi-a dat Shelly Bull. Shelly Bull El Primo. Let's go. O să moară. Hai mă, pasă. Știu ăștia să dea pase, băieți, la trofeele astea. Hai că știu dacă e. Oh, e bine că măcar știu să dea gol. Doamne ajută. Hai că dau eu gol. Dacă eram puțin mai în față, probabil era gol acela. Puțin mai în față dacă eram. Cerca să fac manevră să sar peste el, să mă duc cu mingea, dar nu prea s-a putut. Bă, trebuie să dea gol. Ok, GG, Wallpay. Bine că măcar am reușit să am un team care joacă ceva. Bun, mai am de jucat la Lone Star. Să deschidem noi chestulețul acesta. Ok, nimic bun. Mai am de jucat la Lone Star să iau aici. Cioara e un caracter bun de Lone Star. N-ai ce zice. Ok, am Obitu. Oh my god, și Piper-ul, care și Piper este foarte bună. Bă, de mine a murit. Ok, 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 ok. Nu! Să nu-mi sară racheta mine. Ok, l-avem și pe Carl aici. E posibil. M-am dus. M-am dus ca să nu-l omoare Brock. Și m-am grăbit, practic. Și când colo, fix pe naiba am făcut. A mea ești. Ok, bun. E și Brock aici. Super încărcat. Let's go, am sărit pe el, blană. Oh my god. Mai e o Piper aici. Eu am omorât-o. Grijă mare. No way, man. Băi, ce nasol în challenge-ul ăsta că-ți fură kill-urile. Îți fură efectiv kill-urile, bro. Am sărit ca să nu mai fure kill-ul. Am sărit pe acea Ems. GG. GG aici, Piper, GG. Cred că o să fie locul 2, mi-am lucrat sigur pentru că nu... Aolo, locul 3. Vorbesc serios? Fai de capul meu. Cred că probabil dacă românam pe ăsta aici era un loc mai bun. Nu, o să mai dau un match, băieți. Nu se pune problema ca la trofele astea să nu câștig un match, bro. Dă-o încolo de treabă. Singurul lucru este să ai noroc. Să ai noroc de a face kill-uri. Să ai noroc când a te bate. Ok. Bun. Vine Leonul după mine. Ne ferim. Ok, nu mai vine după mine. Trebuie să stau Cileanu. Să nu mă grăbesc. Să nu mă hazardez. Un chip de damage în mincar superul. Uite și Jesse aici. Ok. Și a pus tureta. O să încerc să mă duc să... Ok, am omorât-o. Dar sunt locul 2. Am omorât-o pe Jesse, da, că am luat. Este în regulă, băieți. Văd o Piper aici. O Piper care are 4 steluțe. Parcă m-aș cam duce pe ea, da. E contra spre mea, bro, Piper. Ok, am nevoie să-mi car superul. Deci cum pot eu să mă apropii de Piper? Ok, foarte low și acest...
Ok, trebuie să reușesc să mă feresc. Bun, am reușit să-l omor. Era clar că nu mai puteam să mai scap nu mai puteam să mai scap de acolo, din carambolul ăla, cum s-ar spune. Minunat. Ok, locul 1. Al meu e? Nu mă interesează. Ok, în sfârșit, bro, în sfârșit. Deci v-am spus, e imposibil cu cioara să nu iei locul 1. Dar sunt unele situații, frate, în care vine Piper-ul pe tine, e contrast prata și vine și stă numai pe tine. Ok, o să mai dau un match la Lifeline Fantasy sau un match sau două, nu știu sigur. Văd că sunt 4 chesturi pe mijloc, dar nu am nicio șansă ca să mă pot duce să le iau. Ok, atât am vrut doar să o omor. Puta, mă, du-te, băi, sărăcie. Tu ai vrut-o? Tu ai vrut-o să o dăm? Let's go. Let's go. Sunt două chesturi aici, dar cred că stă cineva boschi. Ah, ok, este. Let's go. Cu noroc. Mesiul Piper. Ok, o să fugă de mine, clar. Este Carl aici. Mi-am dat seama. Mi-am dat seama, bossule. Da, problema mea mare este să nu mă bage la mijloc. Ok, am dat hit. Hai mă, fraților, băteți-vă, ne bătem sau cine va face? Oh my god. O nebunesc cu persoanele astea, băieți. Cred că o să sară, da. Respect, Piper. Bun. Voi mai da probabil un match. Da, un match cred că e în regulă. Am făcut 300 de trofee pe cioară, 200 de star points-uri și de aici. Cred că nu pot să deschid niciun brawl box. Nu. Bun, ia să vedem. Bărle acolo care o să bată chestul, n-am nicio șansă să mă o să-l iau. O să-l las deocamdată. Obit, văd că-i spawnat, dar ruznacul n-are nicio treabă cu chestul. Adică dă în chest și fuge, ce pana mea vrea să facă omul, nu știu. Ok, ok, ok. Îl bat, îl bat! Băi, dă-l încolo, doamne! Păi, dar ce scoateți oameni care stau, mă, la buș, mă, frate? Sunt 300 de trofee, vorbesc serios? 300 de trofee și oamenii... trofee și oamenii stau la buș. Stau la pândă. Incredibil. Bibi, trebuie să am grijă la Bibi. Fiți atenți aici, frate, uite și tu cât de pasiv, doamne, deci cât de... cât de pasiv a început să devină jocul, băieți. Deci cât de pasiv a început să devină jocul. Toți stau la buș și nimeni nu se bate. Hai că mă nimeri tu dacă e. Salut! Iau ce damage de ăsta.
Salut! Ok, și mai sunt eu cu Burley. Ai dat și tu niște hituri bombă, Burley. Ok, clar e Burley. Mai că nu o să mor acum, o să mor chiar acum. Ok. Asta a fost ultimul meci de pe acest episod, băieți. Nu mai țin, nu mai joc pentru că nu are sens. O să pușez mai mult pe live-uri cu Ciora. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!